Șeful carierei Roșiuța Constantin David a confirmat pentru TV Sud că va candida la alegerile locale din 2020 pentru primăria Motru din partea PSD. Mihai Weber, președintele Partidului Social Democrat Gorj, spune că toate deciziile legate despre candidații la primăriile din județul Gorj vor fi luate după alegerile europarlamentare. David spune că este pregătit pentru a se arunca în lupta pentru fotolul de primar al municipiului Motru. în vedere tot ce se întâmplă în spațiu public, ce se întâmplă în zona municipiului Motru și văzând lucrurile cum stau, și domnule mi-am propus, am zis doamne, la urmă nu putem sta neutri undeva să vedem că lucrurile merg în, 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 în zona în care merg. Și mi-am propus pentru că doamne, dorința putința, disponibilitatea, am forța, am. sunt un om puternic care am trecut în viață peste orice, am o familie care mă susține și care este mândria mea. Ce să vă zic? Și atunci o să încerc și dacă partidul Partidul și PSD-ul mă va propune pentru acest post cu mare plăcere și cred că nu-i voi dezamăgi pe motrini. Președintele PSD Gorj a declarat pentru TV că după alegerile europarlamentare se vor face sondaje în toate localitățile din județ pentru a se stabili candidații la alegerile locale din 2020. Toate discuțiile legate de posibile candidaturi le vom discuta după alegerile europarlamentare. După aceea vom discuta despre organizațiile sau despre localitățile care... Trebuie să nominalizăm un candidat și cred că cele mai importante, nu cred, sunt convins că cele mai importante bătălii se vor duce în Târgu Jiu și în Motru și în aceste localități, ca să liniștesc pe toți care își doritorii de funcții, se vor face analize foarte, foarte serioase, vor fi făcute măsurători de firme cât se poate de obiective. Rămâne de văzut dacă Partidul Social Democrat îl va propune pentru funcția de primar pe Constantin David pentru alegerile din anul viitor.